Salutare prieteni și bun găsit pe canalul G Pescar. Îmi pare bine să vă revăd. Astăzi, după cum știm cu toții, a trecut iarăși un sezon de pescuit și la mine asta este o lege ca să-mi fac curățenie în mulinet, fiindcă mulineta este un lucru foarte important pentru un pescar, pentru un pescar bun. Deci astăzi să curățăm mulineta Shimano XTD 14.000, deci iată așa o mulinetă. Pentru mine ea este o mulinetă bombă, băieți. E o mulinetă foarte bună. Cine are așa mulinetă acasă, el cred că știe despre ce mulinetă merge vorba. Deci o să avem nevoie așa de câteva șurubelniți, mai mică, mai mare. O să avem nevoie de o pințetă, o să avem nevoie de o cheiță tubulară și vazelin, care este un vazelin special pentru mulinete, pentru rulmenți, o periuță, ceva cârpi, mă rog, lucruri care eu m-am deprins așa să fac. Fiecare face diferit. Dar știți cu toții că este obligatoriu să faci curățenie mulineta voastră, fiindcă eu cu ce o să vă arăt, în timp de un an de zile, ce se grămădește pe axa mulinetei. Deci, în felul următor, îi scoatem mânerul. Așa, îi scoatem mânerul. Iată așa, aici este o roticică. Așa, am scos mânerușul. Așa, o punem deoparte. Și următoarea etapă, îi scoatem tamburul. Așa. Îi scoatem această rotiță zâmțată. Și aici este o chestie care nu-i dă voie monofilamentului sau firul textil să treacă după tambur. Așa. Deci este necesar așa o mulinetă ca să o întreținem, trebuie să-i facem curățenie o dată în an. Mă rog, eu cred că cineva din voi chiar n-a mai făcut niciodată curățenie în acea mulinetă. Deci în felul următor, aici avem o clipsă, așa, care trebuie să o scoatem. Așa. Și o punem deoparte. Și încă un lucru eu menționez. Dacă o să încercați să faceți acest lucru prima dată, părerea mea, să faceți câteva poze la fiecare etapă de dezmembrare a mulinetei, fiindcă dacă n-ați desfăcut niciodată, aveți șansa să nu puteți face înapoi. Așa. Așa. Ia să pornești foarte ușor. Mă rog, eu oricum după fiecare partidă de pescuit le șterg extern, dar uitați-vă în interiorul mulinetei și se întâmplă, ia uitați-vă. Uitați-vă și mizeria aici, s-a grămadit. Eu cred că voi observați lucrul ăsta. Așa, uitați-vă, toată, iată eu vă arăt ca să voi să înțelegeți, uitați-vă. Eu cred că se observă, băieți, da? Uitați-vă ce e aici. Toată chestia asta trebuie ștearsă. Așa, mergem mai departe, la o etapă mai interesantă, băieți. Așa. Acum îi scoatem acest capac și vă mai spun încă o dată că dacă vreți să faceți acest lucru, îi faceți câte o poză ca să țineți minte cum a fost, ca să știți cum spuneți înapoi. Așa. Și aici mai avem un bolșor, că el e lecuț altfel decât acestele alte. Așa. Și aici avem capacul din urmă. Așa. Și vă străduiți să le puneți cumva așa, ca să fie fiecare cu boltul lui împreună. Așa. Avem aici, așa, tot este grămadă. Așa, acum mai scoatem acest capac. Așa. Iată în felul următor. Iată, uitați-vă că e, nu e atât de murdară, nu e atât de multă mizerie, după cum vedeți,
Pe piață, uitați-vă și această roată zâmțată este curată, fiindcă eu am uns-o anul trecut, foarte bine. Așa, o punem aici. Așa, băieți. Acum trebuie să scoatem iată această încă o bară aici este, care tot foarte multă murdărie pune pe ea. Așa. Aici sunt două șurubașe mici. Așa. Așa, băieți. Iată în felul următor. Acum scoatem. Aceste două bolturile. Și ca să scoatem această axă, avem nevoie să scoatem această. Aici tot este un rulment mare. Așa. Așa, și tot așa, cum îl scoatem, așa trebuie să-l punem băieți înapoi. Așa. Iată, uitați, el e curat. Are un soare, dar chiar este nou, practic. Așa. Îl punem aici. Și în felul următor trebuie să scoatem acest grif. Așa. Ia uitați-vă și mizeria are în trânsul, băieți. Așa. Ia uitați-vă și murdăria are, băieți. Fiți atenți. Asta timp de un sezon, care am fost la pescuit. Așa. Iată, uitați-vă ce, cât e el de murdar și uitați-vă cum el trebuie să fie. Așa. Iată, uitați-vă, vedeți? Cum a fost și cum este. Așa. Și ștergem toate chestiile astea. Filmează tot așa, împrejur cum este. Așa. Acesta. Și aici mai avem încă unul. Iată, uitați-vă, că nu-i curat, e bine, nu-i murdărie mare. Mai scoatem și aceasta. Și să ne uităm și aici dacă e tot bine. Așa. Așa, aici. Aici e bine, dar avem puțin murdărie. O eliminăm toată murdăria de aici. Deci, băieți, eu încerc să-mi fac acest lucru de sine stătător, nu rog pe nimeni. Și eu când fac cu mâna mea, mă străduiesc să șterg toată murdăria, toată mizeria care e în plus. Așa. E bine. E bine. Uleiul care este curat, noi îl lăsăm. Așa. E bine. Așa, punem aici. Aici avem, e curat, e bine, nu avem murdărie. Așa, uitați-vă și singuri, e ca nou, din cauza că eu am grijă de ea. Așa, acum aici mai avem ceva. Așa. Îl ștergem tot bine. Aici avem un rulment. Așa. Iată, uitați-vă, așa, aici avem. Și vă murdărie. Așa, ștergem bine. Așa. Totul ștergem bine. Iată, vedeți, băieți? Deci, prieteni, eu și pe copiii mei învăț și le arăt, pentru că un pescar bun
De mic copil îți cunoaște, da, drăguțul? Tu ai ajuns tăticul? Da. Și ce planuri ai tu pentru anul care vine? Eu l-ajut tatăl meu și mama îți prindem un pește mare. Va, îți prindem un pește mare, bravo. Dar de care pește vrei să prinzi? Carp sau ten? Carp. Cum carp? Gata, ne-am înțeles. Carpul cel mai mare, îl prinde Dragoș la vară, da, drăguțul? Bine. Învățați-vă voi copiii voștri să știe de toate. Că asta e foarte bine. Așa. Da, drăguț? Bravo. Asta e o piesă foarte importantă. Așa. Așa. Iată, în felul următor, m-am străduit să o șterg foarte bine. Și acum îi punem... Îi punem rulmenții înapoi. Așa. În felul următor. Так, avem piesa care am scos-o de aici. Așa. S-a șters, e curat, e bine. E bine, băieți. Și o punem aici. Așa. Așa. Așa, băieți. Acum îi punem această piesă înapoi. Iată, așa îi punem aici, avem ca un stopor care ne ține. Și când șurubăm chestiile astea, îi dăm puțin înapoi până face un tic. Și apoi șurubăm, ca să nu mergem, să stricăm rezba. Îi dăm puțin înapoi. Așa, și acum o prins și punem înapoi, strângem bine. Așa, s-a strâns bine. Așa. Și acum mai punem această la altă chestie înapoi. Această bară. Așa. Așa s-a pus. Aici e doar un bolțișor. Ca stoper. Așa, mergem puțin înapoi și apoi strângem. Așa, s-a făcut. E bine. Așa, aici avem puțin negreață. Trebuie să o luăm de aici. Așa. În rest e curat. Chiar mă bucur că nu e multă murdărie, băieți. Dar ați văzut pe axă cât de multă murdărie s-a depus. Așa. Iată, aici avem puțin ulei curat. Aceste roți zâmțate le mai dăm puțin cu... Fiindcă ele se împrăște acest unguent și noi le dăm să fie curate. Așa. Așa. Ștergem puțin și aceste... Nu vă străduiți dacă vreți să faceți așa acest lucru, nu vă străduiți să-i dați cu acest vazelin să-i dați foarte mult. Nu, doar puțin le ștergeți și atât. Nu trebuie să-i faceți mult. Așa. Așa. S-a făcut. Așa. Acum introducem acest mecanism înapoi, frumos. Și introducem și acest grif, care a fost foarte murdar. Așa, el a venit la locul lui. Așa, încă o dată mai încercăm pe toate. Că e bine. Așa. S-a făcut, acum mai dăm puțin vazelin aici. Așa, iată, uitați-vă, băieți, că e curat tot. Tot e bine. Aceste tiji tot le muncim puțin. Așa. S-a făcut.
Așa, puțin să nu ajungem și aici. Uitați-vă că e curat. Nu e tare multă murdărie. Dar oricum, această mulinetă se bucură când se face așa lucru. Așa. E bine. E ok. Mergem mai departe, băieți. Tot e bine, tot e curat, tot e frumos. Să ne mângem. Așa. Așa. Aici o punem, prieteni, fix cum am scos-o. Fix cum am scos-o. Dar, cum vă spuneam, dacă n-ați făcut niciodată, obligatoriu să faceți ori o poză, ori un video când o dezmembrați. Că puteți să aveți probleme când o puneți înapoi. Ori în cel mai rău caz, puteți să o dați la un meșter care știe, dar eu iubesc să-mi fac lucrurile singur, cu mânuța mea, să șterg bine, cum știu eu. Așa, s-a făcut. Așa. Icătăm locușorul, ca să vie la loc bine, așa. Așa. Să nu forțați când strângeți șuruburile, fiindcă putem să le punem nu la locul lor și atunci avem probleme. Dacă o să stricăm acest canal. Rezba. Așa. Îi dăm puțin înapoi. Așa. El de dat faci tic când îți găsești locul. Hop. Așa. Așa. Este bine. Aici la mine, la mânier, eu am scos șaibele cele din plastic și am pus rulmenți. Dați ne uităm ce e aici la noi, dar eu cred că aici e bine. Așa, iată, uitați-vă, e curat. Doar mai ștergem ce mai este aici în murdărie. Așa. Eu am pus rulmenți, fiindcă acele șaibe din plastic, parcă îmi pare că nu prea lucrau bine. Și am pus rulmenți. Și lucrează mult mai bine. Așa. Îi punem puțin ulei. Așa. Așa. Și tot o ștergem puțin cu ulei. Nu tare intensiv, ușor. Așa. Și atent o punem înapoi. Așa, ștergem bine și punem acest capac la loc. Este, s-a făcut. Atent.
Că aici avem două antene, să nu le rupim. Așa. Ștergem foarte bine. De praf, de murdărie. Că știți cu toții că la pescuit este praf. Așa, e curat, e bine. Așa. Această cutie tot așa trebuie să o ștergem, fiindcă ea întotdeauna este mâna pe dânsă. Murdară, de corm, de nadă pentru pește. O ștergem bine. Și avem și aici o chestie interesantă. Tot o ștergem foarte bine. Aici tot este destul praf și murdărie. Așa. Șters, așa bine. Așa, băieți, aici mai avem încă o chestie tare interesantă. Aici avem, cum se spune în limba rusă, lesoukladovatel sau strângător de care așează monofilamentul pe tambur. E așa o chestie care tot permanent se grămădește. Se grămădește murdărie, se grămădește aici. Numai decât trebuie să ne uităm și aici ce este. Iată, uitați-vă. Așa. Și tot fim foarte atenți cum punem înapoi, spunem fix cum am scos. Așa. Iată, uitați-vă ce murdărie este și aici. Așa. Deci partea dinăuntru e curată. Nu avem murdărie. Dar partea din afară e mai murdară, băieți. Trebuie să o ștergem. Așa. Ștergem bine. Așa. Și punem ceva în soare. Aici e curățel, îi dăm puțin ulei. Așa. Așa. E bine. Îi dăm puțin ulei și punem în loc. E bine. Așa, și mai avem aici un mecanism, băieți. Așa. Iată așa. De ce? E curățel, nu e murdar. Vreau să vă spun. Dar trebuie să scoatem această piuliță și să ștergem tot puțin. Așa. Așa.
Aici avem un... Aici avem așa un... un arc, o pружină. Nu este multă murdărie, dar oricum. Așa. Uștejăm și pe ea puțin această prăjâncuță și puțin ulei dăm. Așa. S-a făcut. O punem înapoi aici, așa. Și îi punem și chestia asta. Ne uităm aici să fie șters bine. Și curățăm, parcă e bine. Așa. Și punem chestia asta la loc. Așa. Aici ștergem puțin. Vedem și așa puțin ulei. Uleiul nu o să-i strice. Așa. Așa. Și punem cutia înapoi. E că te-am luat ușor, ok, trebuie să-l iau la locul ei. Așa. S-a făcut. Și... așa. Trebuie să fim atenți să-i căutăm locușorul. Așa. Să-i căutăm locușorul. Iată, aici este o găurică. Unde trebuie să... să iei ea. Așa. S-a făcut. S-a făcut. Curățăm bine toate locurile ascunse. Așa. Unde este praf? Așa, deci acum, băieți, a ajuns timpul să strângem înapoi. Așa. Așa. Că dacă punem puțin, cum se spune, la pericos, avem probleme. Și o strângem bine cu ceva care ce aveți la îndemână. Așa. S-a strâns. E bine, așa. Acum putem puțin să o ungem aici cu ulei proaspăt. S-a făcut. După ce am șurubat veiculița, băieți, deci punem acest stoper. El e foarte iute. Așa, s-a pus. Bine. După ce am pus acest stoper, introducem aceste
Așa, s-a introdus. Această chestie se introduce, are două canale aici, foarte, foarte ușor, n-ai cum să o încurci pe ea. Așa, după aceea, punem această roată zimțată, în care vine tamburul. Așa, s-a pus și roata zimțată. Așa, foarte bine. Lucrează că merge desul, da? Foarte bine. Așa, acum mi-a mai rămas încă o chestie să ne uităm. Să ne uităm aici la șaibele de la frână. Așa. Parcă-i curățel aici la mine. Așa. Iată, uitați-vă și singur. Eu personal n-am schimbat frânele din tambur, fiindcă toți băieții spun că frâna e mai rapidă, dar poate am să le schimb și eu, am să văd, am să mă uit. Dar până ce nu mă deranjează, eu am să văd cât e de rapidă frâna. Nu văd eu problema în acest lucru. Dar posibil că am să le schimb și eu. Așa. Acum punem tamburul la loc și eu am să vă demonstrez frâna cât e de rapidă la Shimano Ultegra. Curățenie, băieții, mama sănătății. Așa. Deci uitați-vă, atent. S-a strâns frâna. Gata, nu lucrează frâna. S-a făcut puțin așa și frâna lucrează. Eu nu văd de problema. Uitați-vă, dai 2-3 ori și frâna lucrează foarte bine. Ia uitați-vă. Da, n-am întrebări. Eu n-am înfăptat întrebări cu la așa momente. Așa. Iată așa, am curățit-o, e frumoasă, arată bine. Așa. Îi punem și mânerul. Așa. Eu mânerul pun așa, ca să-mi fie comod și la strâns. Așa. Iată în felul următor, băieți. Nu ne-a furat foarte mult timp. Iată în felul următor, băieți, am făcut așa, o lecuță de curat în molineta mea și pot să vă spun și vouă să vă uitați în molinetele voastre, fiindcă foarte mult contează dacă o să avem grijă de ele. Eu vă mulțumesc pentru vizionare și ne vedem în filmulețul următor. Poate l-am pescuit, vedem. Sănătate și pe curând, băieți!